două zile înainte de reținere, că eu doar marți am vorbit cu Filat, când am fost acuzat că joi USAT știa că USAT, Filat o să fie arestat în Parlament. Adică, într-adevăr, știam. Și marți am vorbit cu Filat, zic, Filea, joi pleci la odihnă. El, nu, tu pe mine vrei să mă ceri cu plăhătnim. Eu zic, înseamnă că ești aștept și a stai la pușcărie. Și Filat, ca și cum mi-a transmis mesajul, că ia că nu te-am crezut. Apropo, să ceru scuze pentru ce mi s-a făcut, neregistrarea partidelor, dosarele penale pornite de Cavcaliuc, scoaterea din alegeri, ceea ce o ținut de dânsul.